Universitatea Politehnică Timișoara anunță obținerea finanțării pentru două proiecte majore prin programul operațional Educație și Ocupare, în cadrul apelului Primul Student din Familie, inițiat de Ministerul Educației în colaborare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Proiectele Educație fără Bariere, Universitate Progres, Transformare și Mecanisme de Sprijin pentru Acces Echitabil la Învățământ Superior Tehnic în Timișoara vor beneficia de finanțare prin Fondul Social European, având ca scop creșterea accesului la educație pentru studenții proveniți din familie milii cu nivel educațional scăzut. Proiectul EduUPT, cu un buget de peste 7,5 milioane de lei, vizează promovarea accesului egal la educație pentru grupurile dezavantajate, precum persoanele cu cerințe educaționale speciale, absolvenți din mediul rural și alte grupuri subprezentate. Prin acest proiect, Universitatea Politehnică a Timișoara își propune să reducă rata abandonului școlar și să sprijine participarea la învățământul terțiar prin intervenții directe, servicii de consiliere și îmbunătățirea accesibilității. Proiectul Accesul PT cu un buget de aproximativ 7,8 milioane de lei se concentrează pe implementarea de mecanisme de sprijin care să faciliteze accesul echitabil la educația tehnică superioară pentru studenții din Timișoara, în special pentru cei care sunt primii membri din familie care urmează studii superioare. Inițiativele includ sprijin academic, programe de memorat și consiliere, precum și modernizarea infrastructurii educaționale pentru a asigura un mediu inclusiv și accesibil tuturor. Prin efortul celor patru universități membre ale Alianței Timișoara Universitară, au fost finanțate șase proiecte care vizează creșterea accesibilității și a incluziunii în educația superioară. UPT va coordona două dintre aceste proiecte care vor facilita accesul tinerilor din regiunea de vest a României la consiliere și sprijin personalizat, ajutându-i să depășească barierele sociale și economice. În plus, vor fi implementate măsuri de prevenire a abandonului universitar și vor fi promovate activități de mentorat și dezvoltare personală, astfel încât acești tineri să devină primii din familiile lor care se urmeze studii universitare, declară profesor universitar doctor inginer Alina Dumitru prorector UPT pentru procesul de învățământ, relația cu studenții și asigurarea calității. Proiectele propun și intervenții istorice pentru accesibilizarea căminelor și cantinelor pentru persoane cu dizabilități, alături de măsuri sistemice pentru toți studenții UPT cu scopul de a reduce abandonul universitar, transmite Alexandru Luca, directorul Departamentului Marketing Educațional UPT.